Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă ridic un pic în picioare ca să ajung cu privirea până în spate și să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră că sunteți în seara aceasta într-un spațiu absolut minunat, luminos și cu vedere către unul dintre principalele bulevarde ale Bucureștiului, cu vedere către principalul bulevard al sufletului nostru și al comorilor culturale, suntem și noi cu toți în seara asta. Dumneavoastră însoțiți prin prezența la acest eveniment apariția în piața editorială, în piața de carte românească, una dintre cele mai așteptate cărți, Joseph Campbell, Erou cu 1000 de chipuri. Cu o muncă care îi are în spate pe traducător, pe detepistul care a lucrat nu la coperta cărții, la coordonatorul colecției care și-a dat acordul pentru această apariție editorială în colecție și până la ceilalți membri ai echipei din editura Herald, acest produs este, până la urmă, efectul muncii unui colectiv. Echipa Herald vă mulțumește că însoțiți această carte în apariția ei în librării. Numele meu este Andreea Dincea, sunt PR Herald, iar în seara aceasta aveți bucuria, ca și mine, să îi aveți alături pe câțiva dintre oamenii cei mai pregătiți în zona acestui subiect de carte. O să vă spun de ce, pentru că vă prezint în continuare invitații noștri. Vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți alături de noi și că ați acceptat pentru o oră și jumătate din timpul dumneavoastră să însoțiți acest produs cultural și nu altul și să vorbiți despre un personaj în care credeți. Joseph Campbell. Încep cu doamnele. Una dintre prezențele încântătoare care se alătură nouă este Iulia Fiordanu, psihoterapeut. Nu vă spun mai mult pentru că o să aflați pe măsură ce discutăm de ce o astfel de prezență este importantă în prezentarea cărții Erou cu 1000 de chipuri. Vorbim apoi cu Valentin Protopopescu. Bună seara, bine ați venit. Filosof, om de radio și profesor. Pentru că, iată, conectăm la această masă mai multe generații și mai mulți prieteni. Alături de noi se află și Mihai Mănescu, traducătorul cărții, elev al domnului Valentin Protopopescu și personajul care a reușit pentru prima oară în piața românească de film să traducă o idee fundamentală din cartea lui Joseph Campbell într-un produs cultural numit film. Vom vorbi mai târziu despre ultimul zburător cu Mihai Mănescu. Alături de noi se află domnul profesor Adrian Niță. Vă mulțumesc că ați călătorit de la Craiova până la București în această seară special pentru a însoți cartea. Vorbim dintr-o perspectivă filozofică despre ce înseamnă de fapt această carte. Nu în cele din urmă, alături de noi se află și Berti Barbera, muzician și jurnalist specific pentru tot ce înseamnă istoria muzicii românești în ultimii 20 de ani, cel puțin. Este alături de noi pentru că e o surpriză pentru mine, atunci când la Gaudeamus 2013, în noiembrie, foarte târziu, înainte de lansarea cărții în târg, Berti Barbera a fost unul dintre personajele care foarte discret a venit la noi la stand și a cumpărat cartea pe furiș, pentru că își dorea să o citească și pentru că știe foarte multe despre Joseph Campbell, înainte ca el să apară în traducere românească. Și pentru că vreau să împărtășească și cu dumneavoastră și cu mine de ce e o carte importantă. Good? Am zis destule. Urmează în continuare să facem un mic ping-pong și să aflăm câte ceva despre cartea aceasta înainte să o luați acasă și să o răsfoiți pe îndelete. Ce am reținut din toate ideile pe care le-am deprins în ultima vreme de la specialiștii care am discutat despre carte este faptul că nu este un produs al specialiștilor, dedicat unor oameni cu studii de psihanaliză sau de antropologie, de sociologie, de psihologie. Este o carte pentru noi toți. Recunosc, citind-o, mi-am dat seama că aș fi vrut de foarte mult timp să-mi fie, poate, chiar didactic recomandată cartea. Astfel încât, amintind de didactic, încep cu Valentin Protopopescu. Bună seara și bine ați venit!